În seara zilei de sâmbătă, 13 ianuarie 2024, o petrecere de nuntă s-a transformat într-o scenă de groază în provincia Pistoia, regiunea Toscana, după ce podeaua unui restaurant în care se desfășura evenimentul s-a prăbușit, rănind cel puțin 35 de persoane, inclusiv copii. Incidentul dramatic a avut loc în localitatea Pontelungo, la periferia orașului Pistoia, în incinta fostului Convento di Giaccherino, un loc popular pentru astfel de evenimente mulți dintre invitați, cel puțin 60, în special tineri, se aflau în plin dans când podeaua de la primul etaj al clădirii a cedat brusc. Această prăbușire a creat un hău care a înghițit invitații, aceștia căzând la parter. Pe o distanță de aproximativ 3-4 metri și fiind acoperiți de dărâmături. Se pare că mirii erau rezidenții ai provinciei Firenze, din zona Fiesole. Victimele au fost transportate la mai multe spitale din regiune, inclusiv la Pistoia, Prato, Empoli și Pescea. Unii răniți au fost duși chiar la spitalul Versilia din Lido di Camaiore.